cineva, o singură persoană, le-a plătit nota de plată și au venit la meeting. Una dintre ele, el striga jos Iliescu, comuniștii ne-au omorât, care nu avea nimic de-a face cu forma de guvern. Eu mă gândesc că aceste entități, instituții, ONG-uri, care au posibilitatea să cheltuiască bani, ar fi avut și posibilitatea să angajeze un laborator acreditat, să se ducă la primăria SB să spună, uite, domnule, oferim noi 3.000 de lei, mult mai puțin decât costurile cu autocarele, cu restaurante, oferim noi 3.000 de lei, angajați un laborator acreditat să facă 10 măsurători în 10 zile în SB, să vedem care e valoarea și cu aceste valori noi mergem să vedem mai departe cu autoritățile de mediu ce se întâmplă în SB. Ar fi fost frumos. Ar fi fost logic.